Bună ziua, domnișoar primar Anca Baciu, suntem la Corbi și voiam să vă întreb dacă în condițiile acestei veri extrem de călduroase, consumul de apă la nivel de comună a crescut și dacă se pot asigura cantitățile necesare pentru populație. Cu siguranță consumul de apă a crescut, este și foarte cald afară. Pot spune că sunt zile în care apa nu ne ajunge. Însă cumva lucrurile se reglează destul de repede. Acum trebuie și oamenii să fie un pic conștienți, poate și responsabili, gândindu-se că toată lumea are nevoie de apă. În momentul în care o folosesc, să o folosească responsabil. Noi vom încerca și noi să facem tot ce ne stă nouă în putere. Și că tot m-ați întrebat de apă, chiar de curând am făcut și extinderea unei rețele de apă în Piuă. Extinderea de apă pe noi ne bucură, înseamnă că sunt noi locuințe, că ne extindem, că poate extindem zona de intravilan, ceea ce este foarte bine pentru noi. Ați luat în calcul și un program de raționalizare a consumurilor de apă? Sinceră să fiu, nu ne-am gândit, dar cu siguranță ar trebui să luăm în calcul, dar nu prin a-i limita pe oameni într-un mod restrictiv. Poate doar să-i responsabilizăm. Mie nu rămâne decât să vă urez succes în acest sens. Dincolo de această extindere de rețea de apă în cătunul Piua, ce alte lucrări mai aveți în desfășurare la ora actuală pe teritoriul comunei Corbi? Trebuie să terminăm betonarea unor șanțuri din satul Jgheaburi. Acum tocmai am întins pământul pentru terenul de sport, terenul de fotbal, pe care îl așteptăm și noi cu nerăbdare. Într-adevăr, a durat un pic mai mult până am început această lucrare. În prima fază, această lucrare trebuia făcută prin CNI, însă ar fi durat prea mult și oamenii nu pot aștepta prea mult, răbdare nu este. Astfel, ne-am gândit că este mult mai bine să începem noi să facem această lucrare. Acum, după ce am întins pământul, bineînțeles că îl vom sămânța și ușor, ușor se vor vedea rezultatele și sperăm ca și cei de la echipa noastră de fotbal să înțeleagă că această întârziere nu a venit cu răutate sau nu a venit pentru că nu am vrut să facem, ci pentru că, într-adevăr, au fost și multe lucruri de făcut.